Câteva persoane în jurul tău ar dori să-ți spună câte ceva, dar nu. Alexa nu-ți spună ceea ce ar dori să-ți spună. Ar putea să fie și doar o singură persoană. E cum simți tu. Însă, par a fi mai multe energii. Una din aceste energii ar putea să fie chiar persoana pentru care te-a părăsit persoana ta de interes, partenerul tău, partenera ta, a treia energie din relație sau din fosta relație, dar ar putea să fie și cineva apropiat ție care de exemplu, mama ta, un părinte, mama, tatăl, cineva apropiat din familie sau un prieten, o prietenă apropiată care ar vrea să spună câte ceva, dar parcă nu îndrăznește um, da, și ar vrea să-ți spună ceva legat de faptul că îi se pare că ai un atașament nesănătos față de oameni în general și mai ales față de o anumită persoană o altă persoană sau poate aceeași persoană, cum simțiți voi, așa este, o altă persoană simte să-ți transmită că a atins punctul limită, că se simte depășit sau depășită de situație și vom vedea dacă avem timp să explorăm mai mult ce, cine este această persoană mai exact și ce anume situație simte că deja cărei anume situații simte că nu îi mai poate face față. Ar mai fi și o persoană care vrea să se întoarcă, își dorește o nouă șansă cu tine, ar putea să fie cineva din trecutul tău amoros, dar nu neapărat, mai simți și energia unor persoane, poate prieteni, prietene sau rude cu care ai cam tăiat legăturile, sau pe care de care te ai distanțat într-un fel sau altul în ultima perioadă și persoanele își doresc, își doresc o revenire, își doresc o nouă oportunitate. Dacă este vorba de o persoană din trecutul tău am, amoros și între voi au fost discuții, a fost o separare mai dureroasă, simt că își dorește să repare cumva lucrurile între voi. Acum am aici la baza pachetului această carte spying, spion, spionează, te spionează și simt că prin prezența acestei cărți aici ți se transmite că indiferent că este vorba de mai multe energii sau că este vorba de o singură persoană, cum ai simți tu, așa este această persoană sau aceste persoane toate te urmăresc. Nu într-un sens negativ, nu simt un sens negativ, o energie negativă, ci este doar energia aceea a interesului. Se interesează de tine. Acestor persoane pentru aceste persoane este important să vadă ce ai mai postat tu, cum mai arăți tu, tocmai pentru că te distanțat de aceste persoane sau pentru că trec printr-un moment greu și simt nevoia să-ți transmit acest lucru, dar nu știu cum să facă, cum să se apropie de tine sau din alte motive. Haideți să vedem, simt să mai întreb așa în câteva, uite, simt cu pachetul acesta. Să întreb totuși cine este această persoană, două persoane, foarte interesant aici cu atașamentele și cine este această persoană care a atins punctul limită. Da, ar putea fi cineva cu care ai avut o relație de iubire. Ar putea fi vorba de aceeași persoană. Cu aceste două cărți, am doi de cupe și pajul de cupe, deja simt că toate aceste energii de care am vorbit, de fapt, aparțin unei singure persoane, care este pur și simplu, în engleză este smitten, e îndrăgostită Lulea, e. Și aceasta este situația care îl depășește sau o depășește. Nu mai poate să facă față cât de mult este cu capul nori după tine. Cu capul nori efectiv după tine nu știe cum să, -ți, să vină să-ți spună cât de mult ține la tine, cât de mult își dorește această reconciliere. E cineva din trecutul tău amoros. a Am elucidat situația, da? Da. O persoană care simte că nu ți-a dăruit, vrea să facă, să repare situația, simte că nu ți-a dăruit în mod egal, nu a dăruit în relația respectivă atât cât ai oferit tu. De ce? Pentru că această persoană oferea și în altă parte, unei a treia energii. Și acum am mai elucidat o situație, mai primesc un mesaj. Această persoană nu poate să spună, dar ar vrea să spună, dacă ar putea, ar vrea să spună că și-a dat seama sau simte că ceea ce, ceea ce a stricat relația voastră, și ceea ce acum a adus această persoană în aceast, acest punct limită în care nu știe cum să facă să revină la tine și să te recâștige cumva, să-ți recâștige iubirea, afecțiunea, și-a dat seama sau simte că avea un atașament nesănătos față de acea a treia energie. Avem. Zodii de apă aici, două zodii de apă, de fapt toate zodiile de apă: rac, scorpion, pești. Hai să vă mai scot ceva, Zodi. Mai spuneți-mi ceva, Zodi. Mai spuneți ceva, Zodi. Avem și taur. Da, această persoană vezi cu 5 de monede. E. E depășită de situație. Și mai avem și gemeni, și cu asta închid mesajele cu 10 de săbii. Această persoană își dorește să închidă o situație grea, dificilă pentru sine. Wow, cu pajul de săbi, toate zodiile de aer, gemeni vărsători, balanță. Da, își dorește să vină către tine, dar nu știe cum. Nu știe cum. Dragii mei, dragile mele, acestea au fost mesajele, dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat, mi-ar plăcea să citesc în comentarii despre acest lucru, oferiți-mi și mie un like dacă nu mi-ați oferit încă și dacă mi-ați oferit, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet pentru toate aprecierile voastre minunate, mua, mua, vă pup!